arta moartă a comparației. Pielea ei se făcea trandafirie și sânii săltau când mă mișcam în ea și noaptea în pat îmi spunea pe întuneric poveștile ei horror de medicinistă. Ar fi vrut să o iau de nevastă și să-i văd toată viața sânii săltând și pielea înrozindu-i se sub mine, dar nu s-a putut. Înainte să-mi strâng cortul, mi-a zis ceva foarte frumos din semiologie, că la ast, suflul plămânilor e ca vântul șuierând pe sub uși, la pneumonie ca scârțitul zăpezii aerate sub tălpi și că plămânii bolnavi de bronșită fâlfâie agitați ca porumbei închiși pe iarnă în voliere. Am stat odată în spital cu dramă pancreatică și în salonul meu era un șofer bătrân cu plămânii sparți sub un autobuz când încerca să repare motorul. O bătrână micuță aștepta toată noaptea pe un scaun lângă patul lui. Dormea puțin, îi pândea respirația ca un aparat meteo uitat în munți care analizează semnalele avalanșei. Bătrânul era terminat, dar bătrâna era o inspirație pentru femeile noastre și chiar aveau nevoie de așa ceva. 20 de bărbați impotenți și o fată cu sarcină extrauterină, cu tuburi în uretre, intestinele explodate, oasele rupte, mințile marcate de groază pe veci și în jur chirurgi tineri și coioși și afară soarele pe străzi viața. Așa e întotdeauna la dramele clare, apare câte un înger inspirator, dar în rest suntem singuri și pierduți în banalitatea zilelor, nici măcar răbdători ca porumbei, ascultând cum se zguduie în vânt pereții subțiri ai volierei, pentru că n-ai cum să compari nimic cu nimic, pentru că ești primul om din lume, primul care trăiește, primul care greșește. Dacă ar fi să-mi aleg un model inspirator, ar fi piticul din pasajul Comedia. Iarna trecută, într-o seară, l-a întrebat cineva de ce nu s-a dus la circ, ar fi trăit altfel, ar fi avut un loc al lui și o viață interesantă. Piticul a mărit în pardesiul lui de piele și a refuzat să răspundă. Mi-a plăcut că se ține tare, chiar dacă doarme uneori pe scări la clubul control și fetele cu dresuri colorate pășesc peste el. În sensul ăsta am spus că model de viață. Cum aș fi vrut să fiu dacă n-aș fi plecat cu circul?